Familia Butea se cunoaște cu familia Stoicescu de 20 de ani. Gianina Butea este văduvă de un an și are o fiică, Alexandra, pasionată de arhitectură. Ea își dorește cu ardoare să-și construiască o carieră în acest domeniu. Tânăra nu este doar inteligentă, ci și frumoasă și distinsă. Despre familia Stoicescu trebuie menționat că sunt o familie înstărită. Ionela și Victor sunt căsătoriți de mulți ani și au un fiu, George, un rebel convins. Alexandra și Gianina sunt invitate constant în vila familiei Stoicescu. Să ne trăiască copiii. Să ne trăiască copiii. Mă bucur mult că ne-am întâlnit. Suntem bucuroși că ați venit la noi și ne bucurăm că v-ați întors. Acum, știi, fiecare, asta e viața. Trebuie să mergi înainte. Da, nu avem încotro. Da, morții cu morții, vii cu vii, știți cum se spune. Suntem bucuroși că sunteți aici, lângă noi. Și noi o să fim alături de voi, așa că mulțumim. Tot o să fie bine și... Nici nu mă îndoiesc. Vrea, nu vrea, Fimiu trebuie să aibă o relație cu Alexandra, deoarece are nevoie de ea în viața lui. Sunt prietenii mei de o viață. El, inginer, ea contabilă, George, un băiat frumos, deștept. Deci, este partida perfectă pentru Alexandra mea. Noi suntem prieteni de atâta timp, deci mă pot baza oricând pe voi. Doar că, na, e foarte greu. Ușor, ușor o să încetul cu încetul, te obișnuiești și da. O să fie mai bine. Exact, da, exact. Și dacă aveți nevoie de ceva ajutor, ne spuneți, da? Mulțumim. Ok? Sigur. Mai ales că fata ta e frumoasă. Să rămână la fel, dar nici băiatul tău nu e mai prejos, sigur, nu? Sigur, sigur. Deci chiar se potrivesc, uite-te la el. Zi, George, ce zâmbești așa sub mustață? Da? Da? Niște bomboane de copii. Da. Da. Din așa părinți, nu? Mulțumim, mulțumim asemenea, mulțumim la fel. Dacă nu ne lăudăm noi, cine să ne laude? Nu, dar acum chiar că avem niște copii, uite și tu. Și cu minți, și frumoși, și deștepți. Gianina e prietena mea de peste 20 de ani. Și de când i-a murit soțul, e firesc să fim alături de ea. Ce să fac? Trebuie să-i fac un viitor, nu? Că singură nu mă pot descurca. În sănătatea lor. Multă sănătate. Să fii sănătoși și fericiți. Și tot ce e mai bun să se întâmple. Numai bine vă doresc. Mulțumim asemenea. Oh, dar ce expresii! Fețele celor doi tineri exprimă orice, mai puțin bucurie. Un eveniment atât de important ar trebui să -i încânte nespus. Dar oare este pregătită Alexandra să devină soție? Este gospodină? Ce bine miroase! Mm-hmm. Uite, wow, ce face, mami, ce-ți place ție, da? Wow. Ce faci cu mine? Ce să fac? Bine, uite, fac paste, că știu că-ți plac, dar cred că ar trebui să înveți și tu să faci paste și altele. Trebuie să înveți să faci tu de mâncare, că vezi bine că ești dita mai fata, da? Și nu știi să faci mâncare, nu știi să... faci curățenie, nu speli, nu calci, nu faci nimic, mamă. Dar trebuie să înveți și tu să faci. Să fac niște ce paste știi? Acum. Știi să faci. Să știi că nici astea nu se fac așa ușor. Trebuie să știi cât să le fierb, cum, lasă cât. Că când ai fost la Brașov, m-am descurcat, am mai comandat. Soțul meu a murit acum un an aproape și a trebuit să vin înapoi la București, pentru că nu avea sens să stau eu acolo singură, Alexandra aici singură, să plătim două chirii. Eu acolo, ea aici. Normal, am venit aici să stăm amândouă. Eu nu spun de comandă, că știu că sunt restaurante și tot felul, dar eu zic să gătești, că vezi bine, mamă, băiatul ăsta, George, este obișnuit să mănânce mâncare gătită în casă. Dacă o să fii cu el, da, trebuie să gătești. Să mănânce mâncare gătită în casă, că restaurant... Mami, mie nu-mi place de George. Cum să nu-ți placă de George? Băiat frumos, n-ai văzut ce bine arată, ce drăguț e, ce îmbrăcat, ce modit. Gândește-te din ce familie vine, mamă. Maică-sa e contabilă, taică-su inginer, mașini, casă, frumoasă, fiecare cu mașina lui. Bani, ce-ți dorești mai mult? Altar ucide pentru așa ceva. Mami, nu și pot. Tu? Nu e, pot nu să poți. Fiu așa pe interes. Nu-mi place de George. Nu-mi place. E nasol rău. Cum să fie nasol? Că e băiat frumos. Nu pot să spun că ar exista o altă partidă. E cea mai bună partidă pentru ea. Dar ea vrea carieră. Nu și nu. Nu și nu.
Eu am început recent munca la o firmă de arhitectură. Îmi place ceea ce fac și vreau să evoluez. Dar mama pare că nu mă înțelege. Păi ați educat de familie bună, cu școală, cu facultate, cum adică să e nu-ți placă? E drăguțel, mami, dar eu nu pot să fiu cu el, e foarte bădăran și se comportă foarte urât. Nu-mi place. Eu n-am văzut că este bădăran. Eu nu am văzut că se comportă urât. Nu am văzut eu și este de ajuns pentru mine că eu sau cu el, nu tu. Alexandra, ascultă-mă. Un băiat venit din asemenea familie, cu asemenea oameni educați, nu are cum să fie un băiat rău. Clar. Ba, zic eu că este. Și pe lângă asta, nu contează familia din care provine. Eu vreau să-mi fac o carieră pe propriile mele puteri, nu să stau după un telchea-belchea să-mi dea să mănânc. Foarte bine. Poți să muncești, mamă, dar uită-te, cum ne descurcăm. Ia spune, cariera ta. Ce carieră, mamă? Te chinui? Ne chinuim? Vezi bine ce greu o ducem. Eu aș vrea să-mi găsesc ceva de lucru, dar cine mă mai angajează pe mine la vârsta asta? Așa că încerc să o ajut așa cum pot eu. Cred că e cea mai bună soluție. Vezi bine că avem o nevoie de bani. Doar tu muncești în casa asta. Cum? Cu ce plătim noi toate cele? Și chirie și... Opa! Avem de plătit chirie, avem de plătit atâtea, atâtea dandanale. Ia uite-te, George! Dă-mi coace! Răspunde, domne, mai repede că închide! Alexandra! Dă-mi coace că răspund eu! Alo? Bună ziua, George! Ce să facem? Bine, uite, pe acasă. Tu? Pe acasă foarte bine și eu tot pe acasă. Mă uitam pe geam și am văzut vremea asta urâtă și mă gândeam poate o lăsați pe Alexandra să iasă cu mine, nu știu, undeva. Mergem la un local, bem ceva. Va face așa cum zic eu, pentru că așa a făcut întotdeauna. Cum să nu meargă, mamă? Cum să nu? De-abia așteaptă, de-abia așteaptă. Bine, bine, hai. Cu plăcere, vă pupă, mami, pe amândoi. Pa, 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 pa. Eu nu mă duc la nicio întâlnire, să scrie foarte clar. Te-ai invitat în oraș. Băiatul vrea să fie cu tine și tu. Cum să nu te intereseze? Ba da, te duci. Eu nu sunt genul care să stea la mâna bărbatului. Nu se poate, n-am cum. Vreau libertate, vreau independență. Nu am cum să las lucrurile așa cum vrea ea, pentru că sunt multe în joc. Ea nici nu are habar câte probleme avem de rezolvat. Alexandra! Asta mă, te rog să mă... Ce să te las? Nu te las deloc! Ridică-te! Ia! Ai aici! Tot ce stai... Termină cu asta! Nu vreau să mă duc! Vezi că ai și aia acolo și ruj, să-ți dai cu ruj roșu. Nu te duci așa, să nu cumva să te duci așa. Schimbă-te imediat, fă-te frumoasă, nu ca o babetă. Ia-ți o rochie frumoasă, sexy, băiatul ăsta te place. Nu ți-e rușine? Să nu cumva să mă faci de râs, pentru că eu mi-am pus obrazul la oamenii ăștia. Știi foarte bine că sunt prietenii noștri de o viață întreagă. Îl cunoșteau și pe taicătul, Dumnezeu să-l ierte. Dacă era tata în viață, nu vorbea mie așa. Cum adică? Crezi că taicătul nu ți-ar fi vrut binele? Tu vezi ce băiat este, de bani, gata, imediat îmbracă-te. Asta nu-i binele meu și dacă îți place Alex atât de mult de băiatul ăsta, de ce nu te măriți tu cu el, a? Nu fi obraznică! Nu fi obraznică, ridică-te imediat și îmbracă-te. Îmbracă-te și te duci la întâlnire. Acum te duci la întâlnire. Dacă știi că se poartă acum astea bătrâne cu ea ține. Auzi? Nu fi obraznică. Te rog frumos, du-te, îmbracă-te, fă-te frumoasă, băiatul ăsta te place din moment ce te-a căutat și te-a invitat în oraș. Dar eu vreau să merg la muncă, să muncesc, să-mi văd de viitorul meu, să-mi fac o carieră, nu să stau toată ziua în casă, să cresc copii și să gătesc cum am făcut ea. Nu fi obraznică, nu. Te rog, nu mă supăra. Te rog frumos, nu mă supăra. Acum! Acum te îmbraci, te aranjezi, te machiezi, că ești fată tânără. Imediat, să te văd. Da? La întâlnire cu tine. Nu mă faci tu pe mine de râs. Din câte observăm, Alexandra nu are dreptul la propriile opinii. Ea nu poate decide singură ce o aranjează și ce nu, sau ce viitor alege să aibă. Nu, pentru că îi se impune ca George să-i fie prioritar. Ce nu înțelege Mariana este că oricât de avantajoasă ar fi căsătoria cu George, ea nu-l iubește. Dar oare el ce sentimente nutrește pentru viitoarea mireasă? Bună. Bună. Scuze că am întârziat. Ia uite. Ia, poftim. Stai jos, pleci sau ce faci? Stai în cap. Încerc să mănânc dacă n-ai observat. Ce cu asta? Le-ai luat tu sau...? Ia la mama, mă. Vezi, sunt flori scumpe. Hai, acum să nu zici că nu-ți mai faci și pretenții. Hai, hai. Nu te întrece cu gluma. Ia la mama, uite ce frumoase sunt. Deci m-am uitat la ele de aia.
Se pare că e destul de mare buchetul. Normal că ai întârziat, pe ce? Că ești o domnișoară, nu? Te rog frumos, mestecă și vorbește după. Eu cu Alexandra ne știm din copilărie, dar a rămas la fel. E aceeași fată speriată de bombe. Maica mea a nebunit de tot. Cum își imaginează ea că aș putea eu vreodată fi cu un astfel de om? I-am pus o să stai aici, te întreb. Ce? Vorbește, că de-aia ți-a dat Dumnezeu gură. Am venit la întâlnire pentru că ai noștri au discutat între ei și au stabilit ca noi doi să ne întâlnim. Așa. Și să formăm o relație, o căsnicie. Ne-am dat flori, fă-ți două, trei poze, hai să facem noi și câteva poze, îi trimiți lui maică-ta, maică-ta să-i le trimită lui mama, vezi că ți-a leșinat o floare și să te duci, ca să poți să mănânci o liniștit. Florile sunt chiar foarte frumoase și mulțumesc mamei tale normal, pentru flori. Normal, dar uite care e faza. Îmi zic sincer. Eu nu cred că noi doi avem ce căuta împreună. Adică, pe bune, nu știu, uite-te la mine și da, uite-te la tine. Uite-te la tine cum arăți, uite-te ce e asta pe mână. Uite-te cum mănânci și vorbești cu gura plină. Mamă, ce urât. El nu e în stare să facă nimic. E un parazit al societății. La 25 de ani stă pe banii părinților. Nu ca mine să plec de dimineață să mă întorc după 14 ore obosită. Din păcate, sunt obligat, sunt forțat să-mi fac o relație cu Alexandra. Nu am ce faci, dar dacă vreau să ajung la banii lui tata, trebuie să o țin pe lângă mine. Treaba e simplu, eu am zis eu că vreau relații cu tine. Ți se pare că ești tiparul meu de femeie? Înșel, stai calmă. Ideea este alta. Tu ai nevoie de mine, eu am nevoie de tine, da? Deci cam așa stă treaba. Eu am nevoie de tine ca să-mi dea tata bani. Tu ai nevoie, nu mă interesează de ce ai tu nevoie, mă interesează de viața mea. Așa. Deci, amândoi să zicem că avem nevoie unul de altul, da? Da, mâncă și după aia vorbește cu mine. Hai bă, bă, mă ascult sau nu? Nu suntem aici la lecția de buni maniere. Suntem, mâncăm, da? Mănânc cum vreau, când vreau, unde vreau. Da, ești într-un spațiu public, nu te gândești că te văd oamenii de la alte mese. Vai sărăcuța de tine, ia uite unde s-a trezit. Păi sărăcuța de mine, că poate sunt potențial client și mă văd aici și o să spună, ia uite cu cine umblă și cu cine este. Păi îmi dau seama. Să vadă și ei cum vii cu cineva de calitate. Așa, bun. Deci ți-am spus, tu ai nevoie de mine, eu am nevoie de tine, da? Până aici ne-am înțeles? Așa, acum noi trebuie să facem chestia asta să pară cât mai credibilă. Că dacă ție nu-ți place, n-avem ce să facem, dar tu o relație trebuie să pară, deci să ne facem bă, nu, poze. Nu, nu, nici de cum, cu relație, unii nu. Cu asta, bă, bă femei. Nu, nu, îmi pare rău, deci te rog frumos, nu vorbim mie cu femeie, nu-mi pare foarte bine, rău. Bă, noi doi nu avem atunci, ce căuta, pe să știi că poate sunt mai bărbat ca tine în multe circunstanțe. Mulțumesc noi frumos. Doi nu avem ce căuta împreună, tu înțelegi chestia asta? Părinții lui au dreptate. Este un coate goale. Și nu coate goale de acum. Coate goale din copilărie, pentru că ne știm de mult. E veche povestea. Dar cine a zis că stăm împreună, mă, fată? Ne ajutăm unul de altul. Eu îmi fac treaba cu tine, tu îți faci treaba cu mine. Că până la urmă e un ce interes comun. Ce treaba să-ți faci tu cu mine, mă, băiatul? Băi, ne prefacem că ieșim. Că începem o relație. Ne prefacem. Pe asta am spus, mă, asta am zis. Că ne prefacem, începem ceva pe bunii. Că ți-am zis că ești total... Nu ești ce trebuie. În fine. Deci ne preface, ieșim, uite, ți-am adus astea, îți faci poze cu el, ne facem poze. Vede maică-ta cum umbli cu mine, e liniștită, poate să doarmă. Vede taică-miu că sunt cu tine, poate să doarmă. Și la fel, fiecare cu viața lui. Eu când mă duc în club îți dau mesaj, băi, vezi că merg acolo, tu când te duci undeva, bă, vezi că merge acolo. Și părinții să creadă că noi suntem în același loc, dar de fapt noi suntem în cu totul alte locuri. Cum adică tu vrei ca noi să mințim? Nu, să spunem adevărul mai pe ocolit. Cel mai simplu. Ea mă acoperă pe mine, eu acopăr pe ea și amândoi ne-am atins interesul. Eu nu pot să mint, eu nu mint de obicei, nu știu să mint, nu am aceste calități. Băi, nu trebuie să minți. Aici, eu practic, eu sunt obligat să fac chestia asta, să mint, să joc rolul, pentru că am nevoie și eu de chestiile mele. Ce am? Ce ai, mă, te la cap? Bă, nesimțitule! Unde ai fost arunt? Ce ai făcut? În ce hal ai venit? Bă, ești sănătos la cap? Eu sunt sănătos la cap? În halul ăsta, uite, îmbrăcat? Așa ai ajuns în pat, îmbrăcat, mor de beat?
Bă, tu ești nebun la cap? Cum se face așa ceva? Nebun? Eu sunt nebun, nu? M-am nesimțit eu. Unde ai fost azi? Ce se întâmplă aici? Ce-o scoți? Băi, al pe ăsta de aici, că să-i dus cu pluta. Uite-n ce hal, uite îmbrăcat, uite în pat, uite. Uite-te și tu, uite. Băi, mamă, ce faci? Te a venit, dormeam, n-am făcut nimic, ca ce să fac? Stăteam pur și simplu în pat. Dormeam și a venit. Păi ia uite tu și tu în ce hal miroase aici, ce... Păi dacă a turnat băuturul pe mine, se crede popă, sfințești, ce faci? Cum ai venit la 4 dimineața pe 7 cărere acasă? Dar de unde știi pe cât? Poate am fost pe 8. Pe unde? Poate ai fost pe 8. Mai te rog frumos, nu mai fi și obraznic. Eu sunt obraznic, ia să vină după tine să te stropească dacă aveți chestii din astea. Eu n-am chestii din astea, sunt stropit cu chestii. Miroase aici, uite dar nici tu nu puțin. Poți? Ce uite să te și tu puțin. Dacă uite da, și mă. Tu puțin, ai simțit tu. Uite și tu puțin cu ce ce? Și care e problema ta? Mordi, băi, era să scap și o prostie acum. Ia auzi, mă. Da, normal, le plătești tu pe astea. Ia auzi. Băi, George, băi, George, băi, George, bețiv știu că ești. Așa. Da? Dar știu că ești. La păcănele știu că bagi. Așa. Ce mai urmează, tată, să dai în cap? Asta mă urmează, să mai dea în cap ăsta. Dar de unde știi tu, Doamne, ce o să fac eu? Da, cum se poate așa ia ceva? Ia uite unde era Baba Vanga. Ia uite cine știe ce o să fac eu. S-a trezit. Mai copile, dar nu mai e mult până la lucrul ăla. Rău, ce se poate întâmpla? Păi da, cu specimenii de astea în casă? George, cum adică? George, nu-i păi da, cu lunul de asta nu trebuie să-i faci așa? George, nu-i să-i dai în cap? Așa ceva, dar nu te gândi că-i faci, nu-i gândești. Da, să te stropească pe tine. Ia auzi. Păi dacă mai... vin mor de beat și... Auzi, George, tu știi ceva? Dacă nu-ți bagi mințile în cap, hai, cu mine ai terminat-o. Uh-huh. Nu mai vezi niciun bănuț de la mine. Și să nu te prind că-i mai dai ceva, pentru că ne certăm rău. Ia o arde cu cine vrea, eu ar cu cine vreau, dar ideea este să rămânem apropiați și să ne păzim spatele unul altuia. Spate telefonul și hai să facem două, trei poze, că așa îi trimiți lui maică-ta, maică-ta îi trimite lui maică-mea, maică-mea la rândul ei cu eu îi mai trimite și deja începi să se facă bulgările de zăpadă, știi? Hai, deci îți ia ții frumos și să pari foarte fericită. Sunt foarte calm, dar stă mâncarea, mă rog, și tu, în primul rând, nici nu trebuia să-ți comanzi până nu ajungeam eu. Lasă, mai slăbești, faci și tu economii de grăsime. Haide, ia-l în mână. Te rog frumos. Umagiți foarte tare și... Mergi pe încredere. Hai. Gata, hai, mari, iau, ce? A fost greu? S-a întâmplat ceva? Te-a omorât cineva? A ieșit o mână din ecran și te-a strâns de gât? Da, după ce altele ce nu fac pentru un buchet de flori și tu le primești moca și mai faci și mofturi. Între noi e doar un pact, că dacă este să ne luăm după aspect fizic și cum arată și cum gândește, este total opusul a ceea ce căuta eu în viața asta. Ne împrietenim pentru că impune situația, dar atât și nimic mai mult. Deja simt că pe mine o energie din asta foarte plictisitoare. Și poate te rețin și ai treabă. Și trebuie să știi că cam așa este. Te rețin, nu? Uh-huh. Pe iave, hai să vedem mersul de la spate. Haide. Să vedem dacă e frumos. Haide. Haide. Hai să vedem. Dar mai cu talent, nu? Așa că doar ești artitect. Îți mulțumesc pentru această masă. Cu plăcere. Uite, vezi, asortează florile cu ghiozdanul. Să zici mersi. Mulțumesc. Aia, o lași mi, o lași mi. Mulțumesc frumos. Uite, o pun aici ca decor. Zi faină. Să vezi, suntem pierderi. Ce mai întâlnire! Alexandrei nu-i face plăcere să stea prin preajma lui George, nici nu e de condamnat. Aroganța și obrăznicia tipică unui golan cu greu poate fi suportată de tânăra fată. În schimb, Gianina îl consideră frumos, special dintr-o familie cu bani și obligatoriu soțul fiicei ei.